Răzvan, o victorie așteptată astăzi în duelul cu Borcea, obligatorie în lupta pentru locul secund. Da, suntem fericiți că am câștigat azi, o primă repriză pe care am controlat-o, unde am dat și 3 goluri, sunt fericit că am dat și goluri și sperăm mâine să câștige Afumas ca să putem să trecem pe locul al doilea. Sunteți neînvinși până acum în cele 5 meciuri jucate în play-off, 3 victorii și 2 remize. Da, suntem fericiți că am reușit acest lucru, că n-am pierdut. Meciul acesta n-am luat gol, exact cum ne-a spus. Obiectivul era să nu luăm gol meciul acesta, pentru că am luat în toate meciurile de până acum, în play-off, și sperăm în continuare la victorie. Ați avut 3 meciuri acasă, va urma o serie de 3 partide în deplasare și aveți nevoie de rezultate pozitive. Da, meciul în deplasare mereu sunt mai dificile, terenurile mai mici, mai proaste ca la Liga 3, dar sperăm să ne facem treaba și să câștigăm. Dan, o victorie astăzi cu Borcea, o victorie absolut obligatorie în lupta pentru locul secund. Desigur, erau necesare cele 3 puncte ca să rămânem acolo sus. Să sperăm că vom ajunge în primele 2, ne pregătim cât mai bine pentru meciurile care urmează și vom vedea ce va fi. Până acum, în cele 5 meciuri disputate în play-off, 3 victorii, 2 rezultate de egalitate. Desigur, este important că nu am pierdut niciun meci, dar suntem conștienți că trebuie să le câștigăm pe toate, suntem obligați să câștigăm toate meciurile printr-un joc bun, respectând conceptul și tot ceea ce facem la antrenament. După 3 meciuri pe teren propriu, va urma o serie de 3 partide în deplasare. Da, nu este nicio problemă, și acasă și în deplasare încercăm să jucăm la fel, vrem să ne impunem jocul și sperăm că vom fi acolo sus unde ne este locul.